salutare tuturor! Astăzi am revenit cu un nou clip și anume, după cum se vede și din titlu, o să vă vorbesc despre părul meu. M-am tuns recent, miercuri m-am tuns și sunt foarte fericită, l-am regenerat, este sănătos, avem nevoie de o schimbare. Știu că am zis că vreau să-mi las părul foarte lung, dar prefer să-l am scurt și sănătos decât să fie lung și să mă chinui cu el pentru că se despică vârfurile foarte repede. El, săracul, era foarte chinuit. Am fost ombră, după care m-am făcut culoarea mea la loc, apoi m-am făcut blondă, apoi iar culoarea mea la loc și săracul era deja destul de uscat și oricât aveam grijă de el, arăta bine, dar totuși nu era el 100% sănătos. Și acum, sincer, am luat toată partea rea. Sigur, mai am vopsea pe aici, dar nu este așa de rău cum erau vârfurile. Bun, ce fac eu ca să am grijă de părul meu? Am o rutină destul de simplă, tocmai de aceea am evitat vopsitul cât de mult am putut în ultima perioadă, ca să pot ajunge să am destul de ușor grijă de părul meu. Intră în duș și mă spăl pe cap, fie cu TGS Factor, fie cu Macadamia. Împrind părul într-un prosop ca să se mai usuce puțin. Aplic fie Kerastase lapte hrănitor sau serul acela de la S Factor TG. Depinde, odată folosesc produsul de la Kerastase și odată îl folosesc pe cel de la TG. Și iar cu șampoanele la fel. O săptămână mă spăl cu Macadamia și o săptămână mă spăl cu TG. Odată pe săptămână folosesc oțet și anume mă clătesc cu el. Într-un lighean pun apă, cam jumătate de lighean, cât să îmi intre părul complet în apă. O cană de oțet aproximativ. Eu deja torn din ochi, dar încerc să vă dau o anumită măsură. Și îmi bag părul în oțet și aștept. Îmi frec scalpul, îl masez. Stau cam maxim 2 minute cu părul în oțet și asta pentru că nu am mai multă răbdare. Decoafat părul meu coafez de obicei cu peria rotativă. Foarte rar folosesc placa pe vârfuri, dar nu prea. Și există și dețe în care îl las să se usuce natural și anume îmi pun un prosop pe pernă, usuc foarte puțin rădăcina ca să prindă volum și mă culc. Și dimineața este ondulat. După ce îmi coafez părul sau chiar dacă l-am lăsat să se usuce peste noapte, întotdeauna aplic uleiul de la L'Oreal. Este un ulei foarte bun, ieftin, îmi place și face treaba, dă strălucire și nu lasă părul uleios deloc. Cam asta este tot ce fac eu cu părul meu, doar așa l-aranjez, în rest îl prind și între spălări mai folosesc șampon uscat, momentan îl folosesc pe cel de la Lush. Asta a fost tot, sper că vă place tunsoarea, sper că v-a ajutat rutina mea și vă inspiră să folosiți și voi câteva produse și vi le recomand pentru că într-adevăr toate sunt foarte bune și garantez pentru ele. Și desigur ne vedem marți cu un nou clip, între timp nu uitați să mă urmăriți pe canalul de vloguri care astăzi a apărut primul vlog. Și, desigur, mă găsiți pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și puteți să-mi puneți întrebări pe Ask FM. Și ne vedem mâine, cel mai devreme, cu un nou vlog. Pa, pa!